Parcarea în municipiul Constanța se va taxa din primul minut. Decizia a fost anunțată de reprezentanții USR Constanța. Au fost eliminate cele 30 de minute de parcare gratuită în municipiul Constanța, fără să avem vreo motivație. Ceea ce se întâmplă acum este o încălcare flagrantă a unei hotărâri, a declarat viceprimarul USR Florin Cocârgeanu. Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vorbim despre eliminarea gratuității parcării în Constanța alături de Mihai Ochiuleț, consilier local USR. Bună seara și bine ați venit în platoul Echidistan. Bună seara și bine v-am găsit. Domnule Ochiuleț, știu că amendamentul USR cu privire la gratuitatea primelor 30 de minute în zonele 0, 1 și 2 în municipiul Constanța a fost cumva anulat. De ce? Da, din păcate nici noi nu înțelegem. Sperăm doar că, nu știu, a fost un mod greșit, a fost înțeleasă greșit această gratuitate de către cei care trebuie să pună în aplicare acest amendament al nostru. Și, din păcate, aceasta este o încălcare a hotărârii de Consiliul Local. De ce am venit cu acest amendament? Tocmai pentru a facilita în zonele aglomerate, da, în care cetățenii Constanței au de lăsat acte, de lăsat copiii la școală, la grădiniță, adică pentru un termen scurt să nu fie taxați. Corect. Adică, ok, 10 minute, trebuie să las doar niște acte, le las, apoi urc în mașină și plec. Adică o staționare, exact cum este, dacă staționezi mai mult de 5 minute, se numește oprire. Atunci și noi la fel ne-am gândit că ar trebui ca să acordăm o clemență în care în aceste 30 de minute să nu plătească nimeni parcarea, pentru că sunt anumite lucruri care se pot face în aceste 30 de minute. Și atunci am zis să venim cu acest amendament și să-l propunem. A fost adoptat, iar acum când am văzut pe acele panouri, da, de avertizare, am văzut că aceste 30 de minute sunt prinse în prima oră și prima oră nu mai este 4 lei, este 2 lei. Și atunci considerăm că nu este în regulă, pentru că tocmai ăsta era scopul acestui amendament, ca omul acele 30 de minute să nu le plătească. Bun, atunci când primarul Virgil Chițac a fost întrebat despre cum vor fi contorizate cele 30 de minute, acesta nu a știut să răspundă la momentul potrivit, spunându-ne că va veni cu explicații atunci când va veni momentul. Cum ați gândit acest lucru? Există modalități, nu cum? Trebuie să le inventăm noi, pur și simplu proprietarul autoturismului, fie la parcometru, fie prin SMS, își anunță încă de la început că a venit, că este în acea zonă, că a parcat mașina și de atunci, din acel moment, curg cele 30 de minute. Dacă le depășește, atunci va plăti, dacă nu depășește, atunci pleacă și merge mai departe. Bun, dar exista cumva posibilitatea să fentez cumva acest lucru, pentru că puteam să vin peste 25 de minute să mai iau un bon. Păi nu, că în acea zonă se va vedea clar că tu ai scos două bonuri și atunci n-ai cum. Odată scos și odată trimis SMS-ul, există dovada că tu ai venit la data de, iar apoi se vede că ai mai venit încă o dată, cum spuneți dumneavoastră, peste 25 de minute și ai mai făcut alt bon. Atunci se vedea clar că se încearcă o păcălire a sistemului. Înțeleg că exista această gratuitate o singură dată. O singură dată, da, exact. Să înțeleg că avem de-a face cu o nerespectare a regulamentului votat în Consiliul Local? Da, nu știu, poate cei care îl pun în aplicare n-au înțeles corect, poate, nu știm, vrem să vom vedea exact care este situația. Poate au înțeles dânsii greșit, poate cei din aparatul primarului au înțeles greșit această abordare, dar acolo scrie clar 30 de minute trebuie să fie gratuite. Pe când așa, cu aceste o oră la 2 lei, nu mai există nicio gratuitate. Există o oră la 2 lei sau 30 de minute la 2 lei? Păi nu, în acela ați văzut că există prima oră, este 2 lei. Era normal 4 lei și se reduce la 2 lei. Am înțeles. Și atunci nu mai există gratuitatea. Corect. Să înțeleg, putem trage concluzia că este vorba despre o păcăleală? Nu știu dacă aș merge până acolo, dacă poate o neștiință, neînțelegere a acestui HCL de către cei care trebuie să-l pună în aplicare.
În momentul de față este bătut în cui acest regulament sau mai pot apărea modificări? Mai pot apărea modificări. După părerea noastră, și la început am spus că orice regulament este perfectibil. Dacă vedem că ceva nu este în regulă, că ceva nu funcționează, că cetățenii Constanței ne spun că, uite, aici nu este în regulă, aici nu suntem mulțumiți, atunci vom veni cu noi modificări asupra regulamentului. De ce se plătește parcarea 24 din 24? Pentru că nici într-un alt oraș din țară nu se plătește parcarea după ora 20. Cum a fost gândită? Pentru că suntem un oraș atât de turistic încât era necesar să parcăm și să plătim parcarea și la 3 dimineața, de exemplu. Să zic așa, una din modificările ar fi chiar aceasta, pe care o dorim să o facem, ar fi chiar aceasta de modificare. Printre altele, chiar aceasta cu modificarea perioadei să fie doar de la ora 8 la 18 sau 8:20, cel mult ora 20. Avem în plan modificarea acestui lucru. Cum este privită această modificare sau această dorință de a modifica? Deocamdată nu am spus-o, nu am discutat cu... Urmează, da. Cum colaborați cu colegii de la PNL? De la o vreme nu mai este aceeași colaborare pe care o aveam la început. Să înțeleg că la început lucrurile erau mai bine stabilite, da, și erau mai bine stabilite, ceva mai bine creionate. Erau bine creionate, da, am încercat să găsim întotdeauna un echilibru, să întotdeauna să fim raționali și să ne gândim pentru binele constanțenilor, dar de la o vreme se pare că nu mai sunt aceleași relații de la început. De unde au pornit neînțelegerile? De la viceprimarul cu Cărceanu sau de la vreun proiect? Nu cred că disensiunile trebuie să fie au fost mai multe, au fost un cumul de factori la care au ajuns această răcire, să zic așa, care noi sperăm să se încheie cât mai curând. Picătura care a umplut paharul a fost Horia Constantinescu? Nu neapărat. Ați cerut o ședință extraordinară de Consiliul Local. De ce? Da, am cerut, chiar astăzi am depus la Secretariatul General o treime din consilierii locali pot face acest lucru pentru a modifica HLU 77 din 2012 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețarea municipiului Constanța. De ce am cerut acest lucru? Pentru că sunt câteva articole acolo care trebuie modificate. Știți și dumneavoastră, limba română are multe înțelesuri și sunt anumite articole în care ori au fost, nu știu, au fost interpretate, da, și mai mult de atât, au fost trimise și niște somații către asociațiile de proprietari. Iar toate aceste lucruri trebuie îndreptate. Pentru că nu este în regulă ca asociațiile de proprietari să-și facă dânsii curățenie, să-și achiziționeze utilaje, să ajungă să facă rampă pentru pubele și așa mai departe. Aș putea să vă dau exact... Vă rog. La articolul 2, articolul 5, aliniatul 2. Din regulament, citiți acum. Din regulament, da. Noi dorim să-l modificăm cu să mențină curățenia. Și în momentul de față cum este? Este să atribuie să facă curățenie, adică sunt obligate asociațiile să facă această curățenie. Dar cu ce oameni ar putea asociațiile să facă această curățenie? Tocmai aceasta este și problema, pentru că trebuie să fie oameni care să fie profesioniști, da? Pentru că umblă cu motocoase, cu obiecte ascuțite și atunci se pot întâmpla accidente. Și atunci cine va fi tras la răspundere, dacă și Doamne motocoasele ferește? Motocoasele astea, toate ustensilele, exact. De unde le are asociația în administrație sau le ia de la primărie? Pune primăria la dispoziție? Și conform legii, asociațiile de proprietari, obligația lor este să întrețină spațiile verzi și doar cele care sunt comune, cele care sunt în proprietatea lor, nu cele care sunt în proprietatea publică.
pentru că nu au niciun, nu au cum să acționeze pe ceva ce nu este, nu ești proprietar. Corect. Se mai poate, se poate da asociațiilor, dar printr-un referendum local. Se pot face și acest, se poate face și acest, dar trebuie organizat un referendum local în care asociațiile din de acolo să spună, ok, noi suntem de acord, toți suntem de acord să luăm aceste spații, să le îngrijim, să le, să avem grijă de ele. Destul de complicat, iar la cum se mișcă lucrurile la noi, probabil că vom avea spații verzi total neîngrijite până la anul pe vremea asta. Da, așa este. Înțeleg. Vineri va fi ședința, dacă totul va decurge normal, vineri ar trebui la ora 10 să fie ședința extraordinară. Cum a fost privită această solicitare de întrunirea Consiliului Local? Sincer, nu știm deocamdată. Am depus la Secretariatul General, acum așteptăm, am depus toate actele necesare, iar acum... Da, cum s-a întâmplat? Întâi ați trimis în presă și apoi în coaliție? Sau invers? Nu. Nu, întâi am trimis către secretarul... Am îndeplinit exact procedura care trebuie întreprinsă pentru a putea face o ședință extraordinară, pentru a ține loc o ședință extraordinară. A existat o discuție înainte cu primarul în prealabil despre această intenție? Nu a existat. Nu a existat. Să trecem un pic la discuția cu privire la trafic, pentru că chiar înainte de a intra emisie discutam despre faptul că chiar și dumneavoastră ați întâmpinat dificultăți când ați ajuns la studio pentru o emisiune și aș vrea să-mi spuneți cum considerați că se desfășoară traficul zilele acestea sau de ceva vreme încoace. Cred că toți ne dăm seama că traficul a devenit un calvar de ceva vreme, de 2-3 luni. Acum sunt și foarte multe lucrări. Corect, iar asta este un lucru bun. Iar asta este un lucru bun. Sunt foarte multe lucrări, dar noi considerăm că nu a fost făcut un studiu de trafic. Un studiu de trafic care să ne spună exact pentru siguranța circulației, bineînțeles, și bineînțeles toate sensurile generatorii și sensurile unice, să ne spună exact câte mașini trec pe acolo în zona respectivă, ce unități sunt de alimentație publică, care este traficul la ora, la o anumită oră, la altă oră, care sunt orele de maxime de trafic. Adică, iar acest lucru nu a existat, din păcate. Da, totuși, decizia implementării sensurilor unice nu a fost luată în urma unui studiu de trafic. Mă gândesc că aglomerarea bulevardelor din momentul de față la care asistăm cu toții se întâmplă cumva și din cauza faptului că anumite străduțe nu mai pot fi utilizate așa cum erau până acum și toată lumea știa traseul cumva prin spatele blocurilor și s-a mutat tot traficul pe bulevardele principale. Da, noi știm că nu a existat niciun studiu de trafic. Din păcate, în comisia de circulație, în acea comisie este și un polițist de la rutieră, dar votul dânsului este pur consultativ. Am înțeles de la într-o declarație că șeful poliției rutiere nu a fost consultat în niciun fel de aceste modificări, iar această comisie este o comisie numită de domnul primar. Mai departe, acum... Adică cumva pe bază de numire, nu pe bază de competență, că cineva cu competență în acest domeniu ar fi trebuit să ne spună cum este bine să tocmai de aceea și noi luăm în serios în calcul să cerem să facem o hotărâre de Consiliu Local prin care să cerem un studiu de trafic. Un studiu corect, un studiu clar, care să ne spună exact orele, să ne spună exact dacă poate acea stradă poate deveni cu sens unic sau poate nu este bine să fie cu sens unic, dacă trebuie un sens giratoriu pus sau dacă trebuie renunțat și pus un semafor, nu știu, trebuie clar un studiu de trafic care să ne zică exact soluțiile pentru a fluidiza traficul constanțean. Adică este... Și Aurel Vlaicu, din păcate, este blocată cumva blocată din cauza lucrărilor, să lucrărilor, zicem, că există explicație din acest punct de vedere. Da, și atunci este un cumul de care, la care am ajuns și atunci trebuie să
sperăm să se ajungă la o înțelegere în care acest studiu de trafic să fie făcut și să vedem exact dacă străzile care au fost modificate corect sau dacă ar trebui renunțate la ele. Nu pot să nu mă întreb ce se va întâmpla în momentul în care vor intra în reabilitare, în lucru și Bulevardul Lăpușneanu cu 1 decembrie, proiectul despre care se știe că va intra în lucru în scurt timp. Și mai ales vine și sezonul. Exact. Mai vin și turiștii. Da, tocmai de aceea... Mai dispar și locurile de parcare de pe bulevardele principale. Tocmai de aceea și studiul acesta de trafic, fiind un oraș turistic, ne putea da mai multe informații, pentru că suntem un oraș turistic și atunci vin turiști, sunt mulți turiști care vin și atunci normal se aglomerează. Marele bulevarde se vor aglomera. Și atunci acest studiu de trafic ne putea să ne spună exact dacă deciziile luate de cei din comisie sunt oportune sau nu. Ați preluat mandatul de mai bine de 7 luni. Cum merg lucrurile în instituțiile de stat? Cum le regăsiți așa ca și consilier local? Vi se pare că se desfășoară lucrurile așa cum ar trebui? Ritmul este cel corect? Nu, din păcate sunt un pic dezamăgit de ce am găsit în anumite compartimente și în primărie, pentru că totdeauna nu se poate. Durează foarte mult, oamenii constanțenine vin cu foarte multe cereri în care cererile lor sunt întârziate, au câte 170 de zile, 200 de zile, 300 de zile și câte un an. Zice, domnule, nu știm nimic, măcar să ni se dea un răspuns. Măcar să, după cele 30 de zile, să ne spună, ok, trebuie să mai aduceți un document sau mai trebuie să mă așteptați încă 30 de zile, deoarece este o speță mai complexă și atunci necesită mai mult timp. Din păcate, nu se întâmplă acest lucru. Oamenii sunt foarte nemulțumiți pentru că nu li se răspunde în timp util. Indiferent de răspuns, li se dea un răspuns. Iar aceeași problemă, putem să spunem că avem și noi consilierii și... Deci cumva este împământenit acest mod de lucru. Da, și trebuie schimbate aceste lucruri. Obligat se pot schimba... De către cine? Ar trebui de către actuala conducere, de către aparatul primarului. Credeți că ați avea un cuvânt de spus? Așa ar trebui să avem un cuvânt de spus. Mai departe rămâne de văzut. Dar este foarte greu, este un angrenaj foarte greu, care se mișcă foarte greu. Aparatul administrativ, în genere, este un angrenaj care se mișcă greu și care trebuie să țină cont de mulți foarte factori. Multe rude, foarte mulți sunt deja familii întregi care lucrează în primărie, ceea ce n-ar fi o problemă dacă și-ar face și treaba. Corect. Ce părere aveți despre Horia Constantinescu? Și despre activitatea dumnealui, că nu vorbim aici despre... Nu o să vorbesc prea mult, pentru că și atât eu cât și colegii mei am tot vorbit de domnul Horia Constantinescu. E pur și simplu pentru noi un subiect închis. Da? Decizia noastră este clară. Nu lăsăm loc de interpretare. Și anume nu care? Vom lucra niciodată cu Horia Constantinescu. Indiferent. Păi puteți să evitați acest lucru? Adică cum puteți să evitați? Vom vedea. Înțeleg. Adică hotărârea este că cumva veți încerca să-l evitați de a-l include în proiectele pe care le veți desfășura. Bineînțeles, da. Ce proiecte aveți personale de implementat, de desfășurat, de propus? Personale, încă de la început am propus ca toate bazele sportive aflate în administrarea sau în proprietatea diverselor ministere să vină în administrarea locală. La acea vreme atât și domnul primar a achesat cu acest lucru și chiar și dânsul a venit și a cerut la fel ca toate bazele sportive să le avem pentru a putea să le dezvoltăm. La ora actuală, toate bazele sportive ale noastre sunt majoritar 90% în paragină. Baza Triunghi,
CSS1 cu sala de sport care de 12 ani este în litigiu și este un șantier întreg, cu Palatul Copiilor, care la fel. Stadionul Faru, ce se va întâmpla cu el? Stadionul Faru va fi demolat și se va face un nou stadion. Nu știu câtă lume știe, el prima dată nu era prevăzut cu pista de atletism. Și atunci, împreună cu colegii mei, am discutat cu antrenorii de atletism și apoi am discutat cu domnul primar și am spus că nu este normal ca într-un oraș atât de mare să rămânem fără pistă de atletism. Având foarte mulți atleți cu rezultate europene, mondiale, balcanice, naționale, internaționale, da? Nu este normal să nu avem. Atunci am avut o întâlnire cu proiectantul și am găsit soluția de a muta pista de atletism pe terenul de antrenament și a mai face încă o pistă de atletism indoor, sub stadion. S-a găsit această soluție și ne bucurăm că am reușit să implementăm acest lucru și să prindă cei de la proiectare, să prindă în proiect și să avem acum și pistă de atletism. Alte proiecte o să intre viitoarea ședință să vedem bugetul participativ care tot am vorbit despre el și ne dorim ca fiecare, nu știu, ONG-uri, cartiere, zone să aibă câte un proiect și atunci să se dezvolte cartelele respective sau zonele respective. Digitalizarea a fost proiectul cu transparentizarea tuturor contractelor și facturilor. Din păcate, cum știți și noastră, cu GDPR-ul au fost anonimizate numele la persoanele fizice și atunci apare acolo doar un număr sau nu apare nimic. Dar dorim să deschidem curțile tuturor, ne pregătim cu o hotărâre de Consiliu Local pentru a deschide curțile tuturor școlilor, pentru a putea copiii a se juca, a se relaxa, deci a avea unde să se ducă să nu mai stea pe stradă. Proiecte destul de importante și vă doresc succes să le duceți la îndeplinire cumva. Știu că parlamentarii de la AUR au o petiție prin care vor să strângă semnături pentru demiterea primarului. Ce părere aveți? Este problema dânșilor. Fiecare este liber să facă ce inițiativă dorește, mai ales fiind partid parlamentar. La fel cum și noi am strâns semnături pentru fără penal în funcții publice și ei sunt liberi să strângă semnături pentru ceea ce doresc, pentru tot ceea ce doresc. Suntem pe final, nu mai avem foarte mult timp și v-aș întreba ce vă doriți să se întâmple în următoarea perioadă, cât a mai rămas din mandat, 3 ani și jumătate. Un proiect de suflet, nu știu, pe care vreți neapărat să-l vedeți implementat până la sfârșitul mandatului. Ar fi odată bazele sportive, să le putem lua și le putea da constanțenilor, să avem, să, nu știu dacă știți asta, odinioară, la Palatul Copiilor erau foarte mulți copii, erau un mușuroi de copii. Și se desfășurau sportive și nu numai, destul de importante și gratuite. Exact. Ne dorim, eu unul doresc ca acest lucru să revină. Sportul este sănătate. Un alt proiect care acum de curând am primit vestea că un bazin sportiv pe Corbului, m-am ocupat personal de documente și de tot ce înseamnă poze, tot ce înseamnă la Compania Națională de Investiții și a fost pus pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții pentru a fi bazin didactic se numește, este un bazin de 25 de metri și a fost pus pe lista sinteză pentru a fi bugetat și pentru a-l face. Proiecte destul de importante și
Dar ne gândim în primul rând la sănătatea oamenilor. Că exact, cu implicare directă în sănătatea cetățenilor. Cetățeanului, pentru că asta e cel mai de ples, sănătatea și educația. Și atunci când vine vorba și despre copii, deja lucrurile devin și mai interesante. Exact. O să urmăresc cu atenție implementarea proiectului cu Palatul Copiilor, pentru că mi se pare de foarte mare interes, pentru ca toți copiii să aibă acces la activități sportive exact. Și educative. Cum era de odinioară. Exact. Și cum se întâmplă și în alte orașe. Și în alte orașe. Adică chiar nu trebuie să inventăm noi nimic altceva, ci doar să venim cu proiecte și să le implementăm. Mult succes vă doresc. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră în emisiune în această seară. Doamnelor, domnilor, alături de noi a fost domnul Mihai Ochiuleț, consilier local USR. Până mâine vă doresc o seară liniștită. Numai bine. La revedere. La revedere.